reprezentanții Ministerului Muncii susțin că vor face o analiză mai atentă în perioada următoare asupra modului de distribuire a biletelor de tratament pentru pensionari și asigurați prin intermediul caselor județene de pensii, pentru a vedea de ce în fiecare an rămân bilete neatribuite, cu toate că cererea este în totdeauna mai mare decât oferta. Circa 15.000 de bilete rămân anual nedistribuite la nivel național, spun autoritățile. În Sălaj, anul trecut au ajuns peste 4.000 de bilete de tratament pentru pensionari și asigurați. A existat vreun an în care numărul cererilor să fie egal cu numărul biletelor pe care le aveați în ofertă? Eu din 2005, de când sunt în sistem, nu. Nu, nu s-a întâmplat acest lucru. Într-adevăr, numărul este aproape dublu în fiecare an față de numărul de bilete care ni se oferă. Și acum, chiar vreau să anunț pe această cale. Noi am început deja să luăm cere pentru de bilete de tratament, că așa sunt acestea. Nu sunt bilete de odihnă, sunt bilete de tratament. Am început din data de 6 ianuarie de lunea să luăm cere. Chiar îndemn cei care solicită, vor să plece într-o stațiune, să vină să depună. Cine pentru... poate depune? Cine se încadrează? Atât pensionarii cât și asigurații. Uh, nu, această cerere ar trebui depusă cu cel puțin 30 de zile înainte de data solicitării. Deci, eu, să vă zic, eu sunt un pensionar, da? Și vreau să plec în iulie. Eu pot să vin să îndepun și acum cererea de bilete, vin cu un cupon de pensie, o copie după buletin, cerere tip avem, pe cerere se pot specifica uh, cel mult trei stațiuni și specifici perioada. Acum e foarte important de știu că aceste cereri, pentru ele se fac punctaje și acestea vin de la Casa Națională, deci nu, nu depinde de data depunerii cererii. Pe anul 2019 s-au depus 4.083 de cereri și noi am avut... Uh, 2832 de bilete. Gradul de valorificare a biletelor de tratament a fost de 98%, spune directorul Casei Județene de Pensii. Noi am valorificat din numărul total de bilete un procent de aproape 98%. Deci sunt uh, și stațiuni unde accesul este mai greu, uh, Buzia și Gioagiu Băi, de exemplu, unde trebuie să schimb vreo 2-3 mijloace de transport ca să ajungi acolo. Dar ce îndemn eu pe pensionare? Am observat că se concentrează mai mult pe perioada verii. Acum, de multe ori facem campanie să îi îndemnăm să meargă, că sunt și perioade în care nu, chiar nu avem la cine să le vindem, cum a fost și în decembrie. Dacă au nevoie de acest tratament, ea, și aș îndemna să se ducă atunci când se poate și avem... Când nu e aglomerat, da. când există Da, bilet. pentru că dacă faci tratamentul ăla, e, e beneficul tău și e bine să te duci atunci când sunt bilete disponibile. De -aia zic că e un procent. Ca și casă de pensie, stăm foarte bine la numărul de bilete valorificate.